platforma online există de mai bine de 7 ani. Ea va fi și funcțională începând de astăzi de la ora 13, pentru că da, înainte ni se spunea de către inspectorat / minister, domnule, nu-i posibil așa ceva. Slavă cerului și vă mulțumesc tot dumneavoastră că prin intermediul dumneavoastră am aflat săptămâna trecută cum, domnule, nu-i posibil să n-avem platformă online. Inclusiv doamna ministru, și îi mulțumesc că iată e de acord că nu mai suntem în evul mediu, că suntem într-o țară europeană în anul 2023 și că este inadmisibil să pui oamenii pe drumuri cu dosar cu șină să se prezinte să stea noaptea la rând. Și că sunt de acord, slavă cerului, să fie folosită platforma primăriei, care, repet, funcționează de mai bine de 7 ani. 1, 2. Mulțumesc consilierilor, tuturor celor care au votat, să suplimentăm capacitatea până la 3.000 de locuri astăzi în sectorul 3. Am zis că până la 3.000 de locuri, pentru că semnalele noastre sunt că nu e nevoie de mai mult, dar cu mențiunea că în momentul în care au fost completate cele 3.000 de locuri, noi o vedem din platforma online, dacă e nevoie să suplimentăm, o suplimentăm până la cât este nevoie. Revin, primăria sector 3 sau sectorul 3 are capacitate de peste 10.000 de locuri. Da, ați auzit bine, peste 10.000 de locuri în creșele și grădinițele din sectorul 3. Nimeni în această țară nu se poate lăuda cu astfel de capacitate. Peste 10.000 de locuri. De altfel, niciodată această capacitate n-a fost atinsă, pentru că n-au fost, și o spun cu mult regret, nu a fost solicitare de mai mult de 10.000 de locuri în creșe și grădință. Și da, de asemenea, ne bucurăm că tot prin intermediul dumneavoastră am văzut punctul de vedere al inspectoratului / minister, care spune, domnule, primăria se poate că nouă ni se spunea până acum, nu, primăria n-are voie. Decât plătiți, vă ocupați de capacitate, vă ocupați să renovați, n-aveți voie să organizați că se ocupă doar inspectoratul. Le mulțumesc și dumnealor, prin intermediul dumneavoastră, că au fost de acord să lase și primăria, așa cum e normal, să se implice și da, vor fi deschise câte creșe și câte grădinițe avem nevoie pentru a satisface orice solicitare din partea oricui, chiar și din afara sectorului 3, așa cum am obișnuit pe toată lumea până acum, că n-am refuzat pe nimeni. Și da, pentru că am avut deja solicitări, câteva aspecte de organizare, cei care vor să se reloce către grădinițe care acum s-au deschis sau s-or deschide în continuare, adică cei care s-au înscris și au fost admiși la anumite unități de învățământ, pentru că nu erau deschise unitățile pe care le-ar fi preferat, se pot reloca. Și tot, așa, ca informare, prima opțiune este ca cei care sunt înscriși într-o anumită unitate de învățământ să aibă prioritate la înscriere, că așa este normal. Dacă sunt întrebări, sunt aici pentru a vă răspunde. Primarul sectorului 3, Robert Negoiță, cu declarații de ultimă oră despre programul Grădinița de Vară. A fost decisă suplimentarea locurilor în aceste grădinițe. Este o capacitate de peste 10.000 de locuri pentru cei mici, dacă e nevoie, spunea primarul. Vor fi deschise câte creșe și câte grădinițe este nevoie. Chiar și din afara sectorului 3, a spus foarte, foarte încrezător, cum a spus primarul sectorului 3, Robert Negoiță.